Apropo, în județul Dolj, din cauza vântului puternic, rafalele de vânt au luat pe sus și au spulberat acoperișurile mai multor blocuri din Craiova. Bucățile care s-au prăbușit la pământ au avariat grav două autoturisme parcate. Pompierii au intervenit de urgență pentru a preveni producerea unei tragedii. S-a întâmplat în cartierul 1 Mai, în cartierul Valea Roșie, Sărari și în brazda lui Novac. Este vorba de acoperișul unui bloc situat pe strada Dr. Ștefan Berceanu din cartierul 1 Mai, care a fost luat pe sus de vântul puternic și doborât în parcarea din fața blocului. Alte acoperișuri au fost desprinse de pe un alt bloc în zona Ciupercă și de pe un altul situat pe strada Dr. Victor Gomoiu. Un alt acoperiș dobor de vânt a fost la un bloc din cartierul Valea Roșie. Acolo situația a fost mult mai gravă pentru că acoperișul s-a prăbușit pe două autoturisme aflate în fața blocului. Din cele spuse de reprezentanții asociațiilor de proprietari din care fac parte blocurile, acoperișurile au fost construite fără autorizații. În toate aceste cazuri au intervenit pompierii pentru a degaja elementele din acoperișurile căzute.